Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Muzică și Voie Bună. Am fost absenți ceva timp, dar revenim de 1 decembrie, 2 decembrie, 3 decembrie, revin în casele dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit aproximativ de fiecare dată la început de sezon. Am alături de mine un artist pe care dumneavoastră îl iubiți, pe care dumneavoastră îl cereți la Dimineața Populară și cu care vă veseliți zi de zi, nu numai la Norvest TV, ci și prin intermediul CD-urilor, DVD-urilor, USB-urilor. Îi spunem bună seara și mulțumim că a acceptat invitația, Petrică Mureșan. Bună seara, te pup, Amrica, îți mulțumesc din suflet pentru invitație, mulțumesc Norvest TV pentru că, uite, v-ați gândit să începeți emisiunile astea faine cu mine și apreciez și salut cu mare drag toți sătmărenii care se uită și nu numai, toți telespectatorii noștri, că sunt mai departe de satul mare, Norvest TV. Da, am depășit. Oricum vin cu mare drag în casa voastră de fiecare dată, mă repet și voi repeta toată viața, pentru că Norvest TV este la bazele clădirii Petrică Mureșană, un pic de fundație mi-a făcut și Norvest TV, pentru că mi-aduc aminte că veneam la emisiuni de când mă știu, de când am început să cânt primul album, când mă duc în sat acasă. Norvest TV au fost alături de mine și le mulțumesc pe această cale și vă felicit pentru longevitate. Că multe televiziuni sunt închis, o gestiți, sunt închis, o gestiți. Mai să știi că suntem. Avem fiecare televiziunea noastră în buzunar, dar uite că Norvest TV reușește, nu e ușor, reușește să intre în casele dumneavoastră a telespectatorilor prin intermediul televiziunii și prin intermediul cablurilor și așa mai departe. Că da. E foarte, foarte greu să fii prezent, e foarte greu să ții o televiziune ziua de astăzi, să știți. Este foarte greu să ții un număr atât de mare de persoane în fața micilor ecrane sau, așa cum ziceai tu, acum ai televizorul la buzunar. E greu. Dar să știi că noi... voi aveți deja publicul făcut acum, da, numai da, cu voi și, nu se mai pune problema. Și prin cântecele artiștilor care ne trec pragul, în cazul ăsta tu, Petrică, și voi sunteți vinovați că avem publicul nostru. Zi-mă, Petrică, ce faci? Nu ne-am vorbit, nu ne-am auzit de până în septembrie, s-o gătat sezonul, spunem noutățile. Acum, la mine, sincer, nu s-o gătat sezonul, că eu în decembrie, de exemplu, cânt mai mult decât în iunie sau cine știe, februarie, că avem multe concerte de colinde, spectacole da. De colinde și eu chiar mi-e foarte drag și așa anul trecut, de exemplu, am avut foarte multe activități de Crăciun. Anul ăsta se pare că din nou, eu mulțumesc la Dumnezeu că lumea mă iubește și mă cheamă la evenimentele lor în particulare, mă refer, dar și mai mult eu iubesc scena, ca să fiu sincer. Acum îmi place scena, iubesc mai mult decât orice pe lumea asta, pentru că când ești pe scenă ai o altă trăire, ai o alt fel de public, lumea vine să te vadă special acolo, nu vine invitat să facă nu știu ce și nu știu cum. Lumea vine să vadă spectacolul tău și asta înseamnă că eu de asta spun că iubesc scena și mă total, total trup și suflet când e momentul meu la scenă. Da, am urmărit zilele trecute așa pe Facebook, să știi că te urmăresc. Mulțumesc. Și, eu te urmăresc. Mulțumim, ne urmărim unul pe celălalt. Da, nu e normal. E o prietenie mai veche, noi am mai spus-o de multe ori. Ești în aceeași formulă de cel puțin 20 de ani. Păi chiar am scris acum că da. Toți liberi la colaborări, liberi la colaborări. Da, da. Să știți că... cum să zic eu, respectul, să știți că și peste tot sunt probleme. Nu există casă fără probleme, dar trecem peste ele și să ne respectăm, să încercăm să nu mai facem ceea ce nu-i place la colegul tău sau la familia ta, să încercăm să trecem, știi că nu-i o jignești sau îi jignești, sau așa, hai să nu mai să amplificăm chestia asta și atunci totul merge bine. Vă spun două lucruri. Cu Florin Pop cânt de 27 de ani, și cu Mario când de 2 ani. Deci de la 27 și până la 2 ani cu fiecare băieți care au venit la mine în formație, nu mai plecat. Pentru că încercăm să știi că eu sunt foarte, foarte un fel de neamț, corect. Bă, ești corect, da, m-ai ajutat, ne ajutăm, punct, trup și suflet. Nu am zis nu, încercăm să fim respectați. Și am și colegii mei deja, ne cunoaștem, încercăm să nu fie... niciodată dacă ești... Nu avem voie să fim îngândurați, stresați, năcăjiți la un eveniment privat, de exemplu. Că acolo lumea vine
să se bucure de nunta celor doi. Sau, și tu mergi și cânti numai bluzuri de ale triste și amărâte și tu ești supărat pe toată lumea. Deci nimeni nu-ți poate, foarte multă energie. Nimeni nu-ți poate zâmbi. Nu, noi trebuie să zâmbim acolo, chiar dacă știi că nu e ok ceva probleme. Dar tu zâmbești, du-te mai departe, și te-ntorci. Și s-o străca cablu, tu te tomnești. Da. Nu, noi nu vei, că și dacă strică le reparăm. Da. Povestind, uitându-mă așa, mi-aduc aminte de când vă cunosc pe tine și pe Florin. Da. Pischiș, că noi așa știm de Pischiș și nu mi-l scoate nimeni. Pischiș, la voi de tietă. Mai ușor. Florin, eu că nu știam de Pischiș. Noi după aia, după ce am cântat ani și ani de zile, eu zic cineva Pischiș și atunci a rămas. Deci atunci era cu Pischiș. Deci îmi aduc aminte din perioada în care erați la început de drum oare cumva. Păi, deci, am cântat la Vânătorul ani și ani de zile, vă 12 ani, gândește că ce înseamnă să cânti 12 ani într-o cârciumă. Da. Și acolo la Vânătorul pot să zic că am cântat de la preoți la pușcăreaș, la toate națiile. Toate categoriile. Trebuie să fie numai, chiar am vorbit cu Marcel Pave pe tema asta și am zis, Petrică, eu am cântat cârciumă 7 ani, tu una, 12 ani, cea. Pentru că cârciuma te face să înțelegi, te formează și trebuie să știi în ce parte te îndrepți. Să mergi ori în jos, cu low cost, cu toată lumea, ori în sus și selectezi clientela și încerci să faci ceva bun pentru tine. Că acolo, în timp ce cânt, noi cântam mai mult luni decât sâmbăta. Noi nici număream la nunți, cântam luni, da, era, fiecare perioadă, era mai multă lume luni decât sâmbăta la cârciumă. Acolo am cunoscut și pe Răzvan și pe toți prietenii mei. Da, da, da. Dar să știți că cârciuma te cum să zic, acum din păcate nu se mai te formează era și te ajută practica. Într-o, da. Cu Florin am cântat acolo, după aia am cântat la Parcul Soarelui cu, am venit și Ionel și Florea. Și după aia a venit Bonțu și Călin Opriș la vioară și așa că, uite, colegii ăștia mei sunt deja de ani și ani de zile. Gândește că noi cântăm la Esedra de când s-o deschis sau mai câți ani, mai, nu mai știu. Da. I-am întrebat aseară, atunci când am scris duminică dimineață, mă băieți, câte vreme cântați cu noi? Florin, tot s-a gândit, cred că 27 de ani. Ioane, tu 20, tu 15, ăla 14 ani. Gândește-te să cânți 14 revelioane consecutive cu cel mai nou, practic, informație. Da. Dar când 27, noi atâtea revelioane am cântat cu ăsta, că nu mai știm unde a fost. Și la care, și la Tăjnat, și la Negre, și la Baia Mare. Avut, și la, nu mai știm, și la București, și la Oradea, nu mai știm. Dar nu e rău asta, pentru că noi încercăm să fim pe val, să cântăm cei mai buni și mai buni pe momentul ăsta. Nu prea. E, și ce vă reprezintă pe voi ca formație, nici și nu pe vreau tine ca artist. Să diluiesc, că nu putem noi cânta toți, numai populară sau numai ușoară sau numai manele. Sau. Încercăm să am stilul meu, să cânt melodiile mele, să cânt cât mai mult melodiile mele, pentru că dacă nu le cânt eu, nu o să-mi cânte nimeni. Și dacă le cânt și le și postez melodiile mele, înseamnă că și are acolo 10 like-uri, înseamnă că ăia 10 s-ai mei. Naturale, 100%. Că e foarte important, că, ce să zic, e ușor să fur căciula, să iei piesa. Abia bagi 1000 de lei în Facebook și ți-aduce milioane de vizualizări. Dar știu, dar nu milioane vizualizări ne dă nouă de mâncare. Nu. Realitatea. Nu. Da, realitatea, când ești acolo, dă-i, fă-i oameni pe oameni fericiți. Repet, pe mine cel mai mult mă emoționează scena și de asta zic că eu cred că tu dai cei mai buni pe scenă. Eu am la un eveniment, am mai fost cu mine, la un eveniment eu stau de 100 de ori, stau separat, îmi notez piesele și când intru pe scenă, înainte cu 10 minute schimb tot, că mă uit ce se întâmplă, lumea plictisit, nu, e adormită, nu, e aia, ce pot să fac? Am văzut, și am schimb văzut tot din loc, să uite la mine, am mai schimbat, dar ce ne-ai scris aici? Că scriu pe grup, pe grup, scriu pe grupul formației, asta, gama, tot. Știi? Eu mă bănuiesc că problema de gama nu mai este, că te cunosc. Da, că acum, de exemplu, la Colinde, știi, le scriu, că mai schimb. Cu Mario acasă repetăm, facem mai așa atunci. Ați început repetițiile pentru Colinde? Da, sigur, deja. Postul merge. Dacă tot suntem aici cu Petrică, când e povestit, avem ce povesti cu Petre, nu e problemă de război. Dar vreau să ne bucurăm de un pic de muzică de la Petre, așa că rămâneți aici cu noi și bucurați-vă de frumos o seară în compania lui Petrică Mureșan. Tinereța când se duce, ai la la la, îi amartă ciofo dulce, ai la la la. Tinereța când apune, îți relic și cele bune, la la la. Tinereța când apune, îți relic și cele bune, la la la. Păi tânăra, foș și bolund,
dar uite nu mi-o trecut. Eu cât am făcut pe lume, ai la la la, prostoi fie vilo-i spune, ai la la la. Băutura-mi dus-o bine, nu m-o băut ea pe mine, lai la la. Băutura-mi dus-o bine, nu m-o băut ea pe mine, lai la la. Păi eu cât i-am făcut pe lume, prost-o-i fi de vilă-i spune. Ne-o fă dragi muierile, ai la la la. Nu mi-am pierdut mințile, ai la la la. Ascultați-mă pe mine, tăt acasă o fă mai bine, lai la la. Ascultați-mă pe mine, tăt acasă o fă mai bine, lai la la. Păi ne-o fă dragi muierile, nu mi-am pierdut mințile. Rămâi lume că eu trec, ai la la la. Rămâi viață că eu plec, ai la la la. Rămâi mândră tânereță, bună ziua bătrâneță, la la la. Rămâi mândră tânereță, bună ziua bătrâneță, la la la. Păi rămâi lume că eu trec, rămâi viață că eu plec. Bună ziua, bătrâneță! Blăstămat-i mândrile, că îți fură mințile. Dar nici bărbață nu-s buni, umblă noaptea de nebuni. Blăstămat-i mândrile, că îți fură mințile. Dar nici bărbață nu-s buni, umblă noaptea de nebuni. Că tot omul-i păcătos, să uită la ce-i frumos. Ce-i frumos și nu-ți dă pace, și la Dumnezeu îi place. Blăstămate-s mândrile, că-ți fură mințile. Care mândră-s mai drăcoasă, nu mai dorm o noapte acasă. Și cine le-a demenește, Doamne, mult păcătuiește. Care mândră-s mai drăcoasă, nu mai dorm o noapte acasă. Și cine le-a demenește, tare mult păcătuiește. Că tot omul-i păcătos, să uită la ce-i frumos. Ce-i frumos și nu-ți dă pace, și la Dumnezeu îi place. Care mândră-s mai drăcoasă, nu mai dorm o noapte acasă. Mă întreb ce să mă fac, tăte care-s faine-mi plac. Dar nici ele nu-mi dau pace, bată boala să le calce. Mă întreb ce să mă fac, tăte care-s faine-mi plac. Dar nici ele nu-mi dau pace, bată boala să le calce. Că tot omul-i păcătos, să uită la ce-i frumos. Ce-i frumos și nu-ți dă pace, și la Dumnezeu îi place. Mă întreb ce să mă fac, tăte care-s faine-mi plac. Când Ahila judecată, noi fi singuri buni de plată. Că mi-o-i strânge mândrele, și-o-i plăti păcatele. Când Ahila judecată, noi fi singuri buni de plată.
că mi-o-i strânge mândrele și-mi plătit păcatele. Că tot omul-i păcătos să uită la ce-i frumos. Ce-i frumos și nu-ți dă pace și la Dumnezeu îi place. Rău nărav am apucat, la dragoste din furat. Ce-i frumos și nu-ți dă pace și la Dumnezeu îi place. Păi bine-mi pare că sacii și-are cine m-a auzit. Codrenescu cine-l joacă, la 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 la, are inima buiacă, la 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 la. Nici mintea nu-i stă în loc, măi, la 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 la. Nu m-a iubit cu foc, la 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 la. Păi faine jocul cu frumoasa, lum să uită preotea sa. Mi-o pus tata nume sfânt, la 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 la. Numai eu știu ce-am în gând, la 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 la. Multe mândre am tot schimbat, măi, la 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 la. Da, amul de dracu am dat, la 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 la. Păi ucigă-te cruce, drace, tătă noaptea nu-mi dai pace. Câte am țucat cu foc, la 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 la. Tăti așteaptă să le joc, la 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 la. Dai o nus din fier făcut, la 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 la. Să le joc și ies și mult, la 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 la. Păi țin în brață câte o fată cu chemeșe dezbumbată. Boală mă ajunge, la 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 la. Eu la doctor nu mă-i duce, la 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 la. Numai mândrele din sat, măi, la 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 la. Să pricep la vindecat, la 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 la. Că mă leagă-nă pe brață, nu mă-n tic și dimineață. Păi de pe un pahar de vin, una, două îmi revin. Doamne, bate mintea mea, multe am mai făcut cu ea. Doamne, bate mintea mea, multe am mai făcut cu ea. Hai, hai, câtă minte am avut. Hai, hai, putem da și cu împrumut. Hai, hai, ei miercuri amințe-mi mele. Hai, hai, că mi-o mărs numai la rele. Doamne, bate mintea mea, multe am mai făcut cu ea. N-o foloc și n-o fodată de-am făcut să n-o fac lată. N-o foloc și n-o fodată de-am făcut să n-o fac lată. Hai, hai, aș fi putut mult să mut. Hai, hai, cu mintea ce-o am avut. Hai, hai,
tot acolo am țântit. Hai, hai, pe unde n-o trebuit? Păi n-o fă loc și n-o fă dată, i-am făcut să n-o fac lată. Păstă multe rele am dat și tot nu m-am învățat. Păstă multe rele am dat și tot nu m-am învățat. Hai, hai, când gândeam că-i mai frumos. Hai, hai, tăte îmi ieșeau pe dos. Hai, hai, de nimica n-am dus dor. Hai, hai, dar nici n-am rămas dator. Păstă multe rele am dat și tot nu m-am învățat. În posturi duminica și popanost să ruga. În posturi duminica și popanost să ruga. Hai, hai, și diecii să rugau. Hai, hai, din cazuri să nu dau. Hai, hai, tăte rujile din sat. Hai, hai, de mine nu s-o legat. În posturi duminica și popa n-o să ruga. Cum să găta rugăciunea, eu și isprăveam ninunea. Pălincă cine-o băut, ori și ce el o durut. S-o domnit ca pân minune, i-o fă pălinca de prune. I-o mâncat clisă cu ceapă și-o uitat să beie apă. S-o domnit ca pân minune, i-o fă pălinca de prune. Deci-o durut în grumaz, numai-n păhăruț de-ai tras. Din pălinca ce de pere, ca păroche glasul smere. Și-atâta smere de bine, de-ai vori și tu cu mine. Cu pălinca ce de pere, ca păroche glasul smere. Cireasă îi mai bună, că îi leacă întu inimă. Și de-o află năcăjită, minte n-aș o sunt stomnită. Și pamedes ne-o tomnește, pălincuța de cireșe. Că îi leacă întru inimă, zama de cireasă-i bună. Bei pălincă de struguri, e plăcere ca put scuturi. Noi mai zicem că-i de monte, dar mai bună nu se poate. Că-i plină de dulceață, ca mândracio ți-i îmbrață. Și te face mai bărbat, de te poartă noaptea sat. Tătă pălinca-i bună, numai s-o bei cu măsură. Dar de bei cât nu poți duce, nu-ți rămân nici bani de cruce.
trei ceasuri pe afară, să o văd pe mândra iară. Iară o fost mânioasă, m-o văzut s-o dus în casă. Ai viața mară, lasă-mi-o pe mândra afară, s-o văd să-mi spuie ce are, i-am greșit să-mi cer iertare. Mă poartă pângă gard și pângă poartă. Multă lume m-a întrebat ce-are de s-o supărat. Ai viață crudă, ai vrut mândra mea să audă, că dragostea mea n-a ține, amu ce-i cu noi nu-i bine. Lampa-i aprinsă la drum, eu nu știu, nu știu ce nici cum. Nu știu de-i rău sau bine, ori să gândește la mine. Viață, fă bine, adu pe mândra la mine. O vorbă să-i spun, mă lasă, după ce mă duc acasă. Viața o făcut minunea, ne-o ascultat rugăciunea. Cu o lacrimă pe față, mândra e să mă ia-n brață. Ai viață bună, două suflete s-adună, două suflete curate, e dragoste adunate. Ai viață bună, două suflete s-adună, două suflete curate, de dragoste adunate. Îmi place să-l surprind pe invitatul meu. De obicei spuneam, uite Petrică, eu aș vrea să începem cu prima melodie asta, cu a doua melodie asta. În schimb, acum i-am zis, Petre, vii! Celași pe mâna noastră, noi alegem. E aici așa, ia uitați-vă la el. Camielușul Litieru, oare ce-o pus? Oare ce cântec o pus? Ai vrea să știi, așa-i? Dar să știi că îmi place când vin la tine, pentru că aici ai o emisiune așa de naturală și așa de bine mă simt, că nu trebuie să spun, măi, pune aia și melodia aia. Că dacă noi stăm și vorbim, mereu un videoclip cu mine, e foarte natural. Că decât să mă ridic să stau acolo să fac un playback urât, nu mai bine, mă, asta e piesa ta, așa. Ai muncit tu la videoclipul ăsta, unde și colegii noștri, că aici toți colegii noștri au fost la videoclipul și știi, avem oamenii care se ocupă de treaba asta. Mă, eu am încredere foarte mult în voi, așa că nu fac probleme că ce piesă a spus. Îți mulțumesc că ai încredere în noi. Petrică, trecem noi la ale noastre. Eu zic că a trecut ceva timp de când tu ai avut un concert la Casa de Cultură. Numai tău, pandemie. Așa. A fost ultimul la care l-am făcut eu al meu. Am deci, liber. Liber. Aș mai face, dar eu din 4 în 4 ani fac și mai trebuie să stau un pic și apoi. Încă 2 ani. Un an. Un an. Dar mă gândesc să fac, e foarte greu să știi. Știu. Dar eu te cunosc și știu că nimic ți-e imposibil. E foarte greu să fac o chestie care îmi ia foarte multă energie, că trebuie să știu pregătit, să fie și cum ești pretențios, te găsesc numai motive, că nu-i bună la, nu-i bună la, nu-i bună la, dar trec peste, s-ar putea să fac, mai ales acum că avem o grămadă de activități unde sunt prezent eu în satul mare, nici nu vreau să fie, am un tătie canal numai Petre Mărășan cum ar veni. Nu, dar noi vrem, adică stai să-ți spun de ce, hai să-ți explic. De multe ori se întâmplă să fii cerut de telespectatorii sau telespectatoarele din Hunedoara, din Deva, din Mureș, din Cluj. Și atunci mă sună din Megheș sau din Părâturi sau din România, de unde mă sună și le spun, no, am s-o cerut deja, nu mai pot să dau de două, trei ori. Am bugat studiată, da. Că nu, dacă de multe ori sunt emisiuni în care trebuie să dau numai Petre Mureșan sau numai un artist anume, numai Maria Coman, de Țiugă, ei spre Val. Asta zic că dacă
gustă unul o piesă de-a mea, mai vreau pe ăla odată, da. Că ce fain o piesă faci, da. Da. Dar acum, eu ce să zic, chiar mă gândesc, să știi că m-am gândit și acum să fac, hai mă să fac, trebuie să fac, da, așa, publicul meu e alături de mine, știi, și vin oamenii, cumpără bilet, vin, asta îmi place cel mai mult, că vin de acasă, își rup 2 ore, 3 ore din viața lor, după telefon, după jocuri, după orice, da. Și vin la concert. Vine cu paltonul, își lasă paltonul, stă și se simte bine. Eu iubesc acest gen de spectacole și sper să nu uităm de ele, că ți-am zis că telefonul ne fură foarte mult din viață fără să vrei. Uite, tu, pentru că ești oarecumva și organizator de astfel de spectacole, pentru că tu ești angrenat zi de zi, te lovești de organizare, este, de conservare a tradițiilor. Aurica, dacă de exemplu, foarte multă lume întreabă, bă, dar nu dați în direct. Da. Nu dăm în direct. Nu. De ce nu dăm în direct? Trebuie, am obișnuit prea bine, așa ai? Da, toată lumea dă în direct. Și nu mai avem spectatori. Toți stau acasă, derulează, nu simt trăirea, nu exact e acolo lângă tine. Exact ca și în pandemie, când eram obligați, dar acum e liber. Acum nu ne îngrădește nimeni. Dar să știi că pandemia ne-a închis un pic, ne-a personalizat oarecum, că nu suntem așa de social ca și înainte. Mm-hmm. Dar eu tot încerc, nici cu telefonul să nu dau în direct și de la evenimente și așa. Că cei care mă doresc, aș vrea ca să facă și ei ceva pentru asta. Să guste live 100%. Să iei 2 pași să vină, domnule, uite ce bine m-am simțit, că așa mă duc și eu. Da. Aurica, da. Crede-mă, sunt pe Ghiță Bumba acum pe direct, să da, vezi. Da, îl cunoaștem, știm. Toate spectacole, tot ce înseamnă în Satul Mare spectacole, eu sunt, cumpăr bilet. Mă duc la să văd ce se întâmplă. Direcția 5, orice holograf, hrușcă. Da, indiferent eu de artist. Eu mă duc la orice activități care consider că eu pot să văd ce se întâmplă, să pot să îmi iau și câteva idei, da. Să fruc câteva idei. Da. Orice spectacole de calitate sunt, eu sunt prezent. Nu contează că e Fuego, că zic, băi, vă rămâne, mă certa, bine, bă, dar ce să mai cânteți ei hrușcă? Nu, mă, eu vreau să merg acolo, să văd, să trăiesc momentul ăla, să mi se ridice părul pe mână, da. Când intră tobile, coptiei cu dobile, vin nană cu dobile. Eu iubesc magia Crăciunului, dar la orice eveniment care e de calitate, eu sunt prezent. Și asta este foarte important, pentru că vorbind de partea ta profesională, nu doar ca și artist, am mai spus-o, tu activezi la centru de creație, centru de conservare. Dacă tu nu ești exemplu pentru telespectatori, pentru colegii mei. Da. Dacă tu nu susții prin prezența ta, că e destul prezența. Aurica, e foarte greu. Tu știi acum, așa la modă, ai? Draperiile, la modă, toate melodiile, da, alea. Da, mă, da. Atenție. Draga mea, Aurica, toți încerc, bă, nu cântăm, cum să nu cântăm, că ca un frate pe lume, bă, nu-l cânt. Nu că nu poți, că toată lumea poate să cânte orice, da, categoric. Dar eu încerc să las să cânte draperiile, să las pe copilul ăla ce-o vede să cânte manele. Da, da. Fiecare atunci e axat atunci pe eu nu mai, atunci program, eu ce da. Reprezint? Eu reprezint ce? Da. Știu că o să-mi scadă din evenimente. Că e normal, că doar suntem deja la o vârstă. Fiecare urcă și coboară. Dar eu îmi doresc să mă cheme cel care cunoaște un refren de-a meu. Da. Dacă cunoaște un refren de-a meu și mă cheamă, sunt foarte fericit. Dacă nu cunoaște niciun refren, atunci n-are rost să mă cheme, că îl dorește altceva și o să-l dezamăgesc. Da, categoric. Eu îți dau... Nu e așa, Aurica. Dacă mă duc să cânt la ăla și nu știe nimic, nici nu am zis de mine... El are pretenție să cânt draperiile, să cânt așa sunt zilele mele și așa mai departe. Și atunci s-ar putea să fie dezamăgit. Atunci mai că-i pe aia care ai tu. Eu încerc să cânt ușoară și populară, cât de cât elegant, cât pot eu. Să știți că și eu fac greșeli. Nu există, care... nu există perfecțiune într-o chipată. Dar încercăm există, să eu și când mă registrez, eu ascult numai greșelile. De câte ori mă registrez, nu mă greșel, nu vine să postez nimic. Dar ca să poți să corectez. Da. Eu știu că așa, tu ești foarte fixist, ești foarte, foarte pretențios, dar lasă-mă să spun că tot timpul speranța moare ultima. Și am văzut, eu cred că ți-am mai spus, și pe TikTok, și pe Instagram, am văzut video cu copii. N-au 5 ani, deci asta ți-o pot garanta eu și nu știu dacă ți-am trimis. M-am îndrăgostit de o domnișorucă micuță, încă nu-l zicea bine nici pe R, nici pe L, dar ea cânta câteodată râd, câteodată pâng, în modul ei frumos. Da, foarte, mulți foarte mulți părinți îmi trimit asta. Deci, și atunci zici, mă, dacă la un copil de 3-4 ani... O învățat. Deci, un adult care pricepe versurile și semnificația lor și modul de interpretare, n-are cum. Eu îți dau foarte mare dreptate. Eu de-aia am și luat o pauză de la evenimente. Ultimul sezon l-am încheiat. Mi-a mai rămas ceva pe fund acolo pe anul viitor. Gata, s-a încheiat. Tocmai în ideea aia, pentru că mulți dintre noi, la o anumită vârstă, asta nu înseamnă că suntem bătrâni, Doamne feri, dar
consider, exact ca și tine, am ajuns la maturitatea aia în care pot să spun nu anumitor compromisuri. Corect. Și atunci prefer să rămân eu la baza de folclor, Codru, Maramureș, și zonele... Și adică acum să-mi fac, am să mă duc să fac înregistrări cu manele, că mi se pare, adică nu... E iurea. Manele nu mă reprezintă. Manele Ardelenești oarecum, nu supărat pe aia care cântă. Nu, doamne. Deci, sunt colegii mei foarte nici bine, sunt care ascultă. Rupă. Nu, dar toată lumea ascultă, toată lumea cântă. Ce, și fiul meu ascultă manele și cântă de numai, nu pot să zic că nu. Fiul tău cântă și altceva, dar, muzică clasică. Acum deja am încercat toată viața asta să am o cărarea mea, să am o fundația mea, un buletin în ghilimele, încă o dată spun da, așa. Da, o carte de vizită. O carte de vizită și atunci eu acum mă duc și pentru 2 lei sau 2 euro în plus să cânt și manele. Dar nu neapărat. Care nu, că nu le pot cânta, că le cânt prost, nu. Da, așa, nu mă reprezintă. Eu nu cânt ce nu mă reprezintă. Eu mi-aduc aminte că tu, inclusiv la versuri, le controlez, le ții, aia nu-mi place, șterge. Lucrez cu 3 textieri și până la urmă din toți 3 fac... Poate eu unul. Unul, dar din 3 texte separate fac o piesă care cea mai reprezentativă strofă. Da. Pun de la fiecare. Așa lucrez eu. Bun. Hai să mai ascultăm o piesă. Ascultăm o piesă, dar înainte de asta vreau să le mulțumesc celor care sunt alături de noi. Așa că, Daviducu, hai cu muzica! Am vorbit mai ieri cu viața și încetul am întrebat de ce trece așa de iute, oare ce o supărat? Am vorbit mai ieri cu viața și încetul am întrebat de ce trece așa de iute, oare ce o supărat? Poate-i jumătatea vieții, poate numai-n sfert s-o dus. Vreau să te trăiesc viață și-apoi ce-a vrea cel de sus. Poate-i jumătatea vieții, poate numai-n sfert s-o dus. Vreau să te trăiesc viață și-apoi ce-a vrea cel de sus. Ce fuge viața oare, nu mă lasă s-o trăiesc, care aș vrea să zăbădească, să petrec și să iubesc. De ce fuge viața oare, nu mă lasă s-o trăiesc, care aș vrea să zăbădească, să petrec și să iubesc. Poate-i jumătatea vieții, poate nu m-o-n sfert s-o dus. Vreau să te trăiesc viață și-apoi ce-a vrea cel de sus. Poate-i jumătatea vieții, poate nu m-o-n sfert s-o dus. Vreau să te trăiesc viață și-apoi ce-a vrea cel de sus. Suntem pe lumea asta, suntem umbră și durere, un suspin numai de-o clipă, apoi noapte și tăcere. Ce suntem pe lumea asta, suntem umbră și durere, un suspin numai de-o clipă, apoi noapte și tăcere.
poate e jumătatea vieții, poate nu m-o-n sfert s-o dus. Vreau să te trăiesc viață și-apoi ce-a vrea cel de sus. Poate e jumătatea vieții, poate nu m-o-n sfert s-o dus. Vreau să te trăiesc viață și-apoi ce-a vrea cel de sus. Hai, hai, hai și iară, hai, ei, hai să ne mai încălzim o leacă. Ba, ho, și iară, ho. Ni s-o dus dorul, s-o dus, lai, la, 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 la. Nici o vorbă nu mi-o spus, dar nici o noi chine bun. La 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 la, să mă duc să-i stau în drum. La 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 la, da margă mândra dacă vrem. La 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 la, că-i capana ușure. La 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 la, hai cu strigătură. Băi margă mândra dacă vrem, că-i capana ușure. Ce-mi e dorul pe foc, la-i-la-la-la-la-la-la-la. N-aș băga mâna să-l scot, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Și pe apă dacă-ar trece, la-i-la-la-la-la-la-la. L-aș lăsa să se înnece, la-i-la-la-la-la-la. Că nu-i bun traiu cu dor, la-i-la-la-la-la-la-la. Am ajuns să-l înconjor, la-i-la-la-la-la-la-la. Cam așa, 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 hai, hai și iară, hai! Hai mândră să te sărut, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Când e tătie-mi vreau să uit, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Să-mi pui mâna pe inimă, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Că nu mă așez alină, la 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 la. Și numai tu îmi ești dragă, la 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 la. Margă dorul lumea largă, la 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 la. Păi hai mândră să te sărut, că te dă ce vreau să uit. Păi să te joc, să fii jucată, că ești ce mai mândră fată. Uiu și iară, uiu! Hai, 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 hopa! Crâșmăriță, ochi de mură, adu-mi chic de băutură. Crâșmăriță, ochie, adu-mi chic de băutură. Că de când îs crâșmențară, mă ține muiere afară. Că de când îs crâșmențară, mă ține muiere. Hai cu strigătură, bărbații! Băi, crâșmăriță, ochie, mură, adu-mi chic de... Las că vedeți voi mândi dimineață. Hai, hai, bărbații! Crâșmăriță de la cramă, taie puiul și fă zamă. Crâșmăriță de la... taie puiul și fă zamă. Și pune păhară pline și te-nvârte pângă mine. Și pune păhară pline și te-nvârte pângă mine. Păi și pune păhară rasă și te-nvârte pângă... Să rămână doamna pe lângă masă, da? Am de Crăciun numai masă, da? Cine viața și-o trăiește
degeaba să mai spovedește. Numai voi, da? Cine viața așa? Degeaba să spovedește. Că și eu viața îmi trăiesc, degeaba mă spovedesc, măi. Că și eu viața îmi trăiesc, degeaba mă spovedesc, măi. Măi, cine viața și-o trăiește, degeaba să spovedește, dreptul. Hai, 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 hopa. Ia știi că mă duc în rai, cumpăram neașcar și cai. Ia știi că mă duc în, cumpăram neașcar și cai. Ia spune la popă, frate, să mă trima de păroate. Ia spune la popă, frate, să mă trima de păroate. Ia spune la popă, frate, să mă trima de păroate. Dar și rai când o-i sosi, sfinții tăți borocolii. Seară iar m-am dus, m-am oprit în vârf de deal, să aprind foc din anar. Doamne, dă să fie vânt și să bată pe pământ, să împrăștie un dor, să iubesc până-am să mor. Trece iar focul din amnar, se aprinde, se mai stinge, pâlpâie mai rar. Vremea trece iar focul din amnar, se aprinde, se mai stinge, pâlpâie mai rar. De arin și trosnește din senin, sare-n dungă subțirel, inima s-a prind cu el. Inima, tu ce mai spui, nu te pune încă în cui, mai aprinde-te odată, să văd soarta ce mi-arată. Vremea trece iar focul din amnar, se aprinde, se mai stinge, pâlpâie mai rar. Vremea trece iar focul din amnar, mai rar. Nu știam cum să te chem, undeva să ne vedem, să-ți spun cât mi-e de dor de o șoaptă și-un fior. Inima-n piept stă ghem și se teme de un blestem, că dacă nu vei veni, de dragoste voi muri. Vremea trece iar se mai
Și iată că am revenit, mă uitam cu Petrică. Petrică, da. Vine moș, ai fost cu minte? Vine moș, da. Nicolae. Vine. Moș Crăciun vine 100%. Nu, la noi vine moș Nicolae, că așa din copii, așa am fost noi educați. Serios? Moș Nicolae vine totdeauna, ăla-i moșul, că așa cel mai reprezentativ. Da, asta e magia sărbătorului, să vină cât de multe și cât de dese și cât de repede, da. Știi? Da. Vine moș Nicolae și vine și Moș Crăciun. La Moș Crăciun vine mai mult cu dulciuri, cu... Deja la cu noi invers. Cadourile vin de Crăciun. La noi cadourile mari vin de Crăciun. Pe mine așa mă învăța mama, că moșii sunt amaneghe, da. Așa mă învăța mama. Că la noi Moș Nicolae ne pune în ghetuțe și așa. Și atunci eu cu copiii mei asta m-am adoptat, e mare sărbătoare, ne cumpărăm mai cadouri fiecare. Mai curățăm ghetuțele. Da, dar să știi că noi avem o problemă, că avem grupul familiei. Fiecare și grup noi, și... cum se numește grupul, că aveți o denumită? Familia Mureșan. Da, noi avem familie de nebuni. Da, familia Mureșan și scriem acolo care ce place și acum sunt niște reguli noi impuse de fiul meu și de nevastă mea. Așa. A ei doi? Da, reguli, nu vă supărați. Tu cu Iulia te supui? Da, în bugetul de... A, trebuie să vă încadrați. Să cumpărăm pentru fiecare și au făcut niște reguli noi, că ăla nu face parte din buget. M-am prins de cap, n-am înțeles regulile, zic, mai scrie toate regulile. Puneți-mi și gata, dar o să-ți arăt un mesaj de la soția, că eu i-am surprins data trecută, nu le-am zis nimic, le-am cumpărat și le-am pus la ușă și am plecat. Serios? Ce supărați, o plâns, vai, moș, o fost la noi, cum să te bucuri ca și un copil la vârsta asta, nu știu ce, știți că e nevastă, mai copil, wow, tata, ce ne-ai spus, că nu-i corect numai tu să ne cumperi nouă și noi vrem. Asta a fost în urmă cu 2 ani, da. Și anul trecut deja s-a făcut reguli. Băi, facem reguli. Nu e mai surprins. Nu e mai surprins. Deci... De obicei moșul surprinde, deci tu ai fost... Da, eu am cumpărat, le-am pus la ușă, le-am cadou, ce, am văzut că le place, plângea, rupeau acolo, hai de viață, să filmeau, nu, l-am fost acasă, au plecat la București, dai seama. Vai, povestește-mi un pic despre domnișoara Iulia. Iulia este la facultate. Ce an anul 2, nu, anul 2. Anul 2? Da, anul 2, la facultate, la psihologie, deja e bursieră, e bucuros când spune cât are bursă, tata, atât ai salariul meu, am bursă. Hai spune cât e salariul, că să știe și telespectatorii, cât e bursa? Vreo 1000 și ceva de lei. Acum, 1400 sincer, de lei, cam așa. Am zis că nu fac politică, se descurcă o studentă cu banii aceia pentru facultate o lună de zile? Eu nu se descurcă, nu. Nu. Nu are cum să descurcă, să fim realiști, în Cluj. N-ai nicio șansă. Chirie sau nu, dar stai, banii ei, oameni buni. Deci pentru, ca să ne înțelegem și fiul meu, pentru educația fiului meu și educația fiicei mele, nu se face rabat de calitate nici niciodată de bani. La nimic. Pentru mofturile lor, pentru telefoane și figuri și nu știu ce, gadget-ul, da? Să scoate bani în buzunar. No, dar nu le mai tare treabă gadget-ul, e bun și telefonul. Pentru că la tu spui, eu vă mențin cu școlile. I-am zis, Mare, uite, chitara aia trebuie ție, cât 1000 și ceva de euro sau cât. Aia vrei, gata, am cumpărat-o. Nu, că jumate eu, jumate tu. Am cumpărat eu și, bă, asta e educația ta. La fiica mea, vrei aia? Ok. Ea dacă și-a adunat bani și adună bani ei, vrea să meargă în vacanță, eu plătesc vacanța pentru că e datoria mea să plătesc vacanța. Dacă vrea să-și cumpere din vacanță nu știu ce figuri, din banii și atunci e foarte simplă treaba. Banii și-adună. Mofturile eu se mă bucur plătesc, că și-adună. Am vrut să-i testez, am vrut să cer niște bani împrumut de la ei. Ai vrut? Am vrut, dar n-am. O să cer. Dar sper să nu mă vadă. Să cer să văd. Să-mi dea niște bani împrumut, măi, copiii ăștia. Că și-adună ei, să vezi cum îți desfide magiul buletin și scrie, tata, am făcut ăsta, ăla meu. Deci îmi place că sunt niște copii responsabili, acum mai laud la televizor și soția are grijă de ei și suntem o familie unită. Hai și să deschisă. Să vorbim, nu? Cadru didactic, doamna Mureșan, tata un om responsabil care a crescut în adevăratul sens a cuvântului prin multă, multă muncă și prin ambiție. Muncă, tot e prin muncă, să știți, da, oameni buni, munca și te nobilează. Te nobilează, dar era și normal să fie așa, știi? Deci n-am trecut de la o extremă la alta, că vai doamne, știi? Mie mi-e dragi foarte mult copiii, iubesc familia, toată familia, nu numai, și pe mama, și pe mătuși, pe toți. Eu sunt foarte, foarte atras de familie, de grup unit, de să fim zâmbitori. Eu și când începe să-mi spună aia ce-a făcut, nu știu ce, eu te rog, schimbă subiectul. Eu abia aștept să vă văd. Să vă văd, nu mai mă încărcați cu tâche necazuri, că avem a noastră, nu ne mai spuneți. Încercați să le rezolvați, că e păcat, că noi avem așa de scurtă viața asta și ne trezim că ne duelăm cu tâche prostiile. Pentru ce? Pentru ce? Și la evenimente, și la colegii mei. Bă, gata. Eu nu, asta e vorba, nu vă mai zic nimic. Vă mai zâmbesc, zic nimic, da. Dar zice, eu vă lăs pe voi să vedeți cum vă certați imediat. Că dacă nu-i cert, să ceartă ei între ei. Vreau să-mi povestești cum este mama ta ca bunică.
Că eu nu mi-o imaginez. Tu mi-ai vorbit foarte frumos tot timpul de mama. Mama m-a crescut de când m-am născut, că taică meu a murit la 26 de ani și maica mea a avut grijă de mine și așa. Îi mulțumesc pentru tot. Îi datorez tot. M-a crescut, poate a fost prea severă, dar acum a avut de grijă. Acum îți dai seama că ești părinte. Dar îmi dau seama de ce a fost așa de severă, pentru că nu m-a scăpat din mână nici o secundă, nici un minut. N-am făcut prostii, eu nu am fumat în viața mea. Nu. Dacă vrei, te învăț. Dar nu, mulțumesc. Dacă nu, să știți că am glumit. Nu de fumător. Și nici de, dar zice, băi, dar nu ce face muzicant, că e mere tot acolo, ce orbat ei, ori face. Nu, numai cine cântă, numai ți aia cântă. Da, mie, da, nume, da, nu da. Străbăție, dar da. Totuși pasiunea mea a fost asta de a cânta. Școală. Da, da, da. Eu am fost sculptor în lemn, am făcut școală de sculptură, arte și alea. Dar, în paranteză, mergeam la școală, la Mircea Deag, la chitară și așa mai departe. Salutăm pe domnul Mircea! Și mergeam cu la el ori... ai făcut chitară? Da, cu el a făcut chitară. Domn director, îl sucăm! Da, pe Mircea, cu Mircea ne știm de 20 de ani, de 30 de ani. Și în paralel, pe lângă sculptură, făceam chitară. Și tot așa, mai tare, mai tare, mai tare, până și a venit Florin Pop, hai să mergem să cântăm în restaurant. Cântam destul de rău, îți dai seama de tot. Și acum nu mă pot asculta, dar e la început. Trebuie să acceptăm, totul are un început. Dacă te-a scus la început... Mie mi-a plăcut tot timpul, deci de pe vremea cabanei. Da, da, da. De atunci ne știm. Da. Dar să știi că acum ascult numai greșele, poate de aia de vreau să fiu cât mai profesionist. Da. Și am venit în Satul Mare să cântăm, aia a fost declinul. Să știi că am venit la Satul Mare să cânt în cârciumă, în urmă cu 27 de ani, venind cu un ștraf de fân, nu, de paie de ovăz, cu două vaci, da. Am adus un ștraf de fân, că era vară, și am adus și un ștraf de paie de ovăz cu două vaci, n-am avut cai, două vaci în jug. Am descărcat și a venit Florin după mine și cu patronul era vânătorul. Băi, Petre, vii, m-a sunat pe fix, că 0261, nu știu cât. Vii să cântăm amusara la vânătorul. Bă, nu pot, că mă duc la după paie și paiele sunt, cum e cald, alunecat, sunt burda ștraful, dar nu contează. Deci ai avut experiență. Și Florin a venit, m-a așteptat în stradă până am venit cu vacile, până am descărcat toate paiele. Florin fiind din oraș. Florin Pop, da. El a venit după mine cu mașina, n-a avut mașină. Și a venit după mine la Medeș, am descărcat ștraful de paie de ovăz, am făcut un duș și am venit la cântat în Satul Mare și n-am mai dormit până în cea dimineață. Și dimineața am mers înapoi cu trenul și tot așa. Dar nu mă plâng, pentru că munca înnobilează omul și te face să fii mai responsabil și oricine muncește și greșește. Dar dacă muncești și muncești mai mult, ai tendința să fii cât mai bun în ceea ce faci. Mama ca bunică, cum o vezi tu pe mami, pe mama ta bunică? Cum mama e mai protectivă, da, că i-ar lua stele de pe lună la Mario și la Iulia. Numai că Iulia e la Cluj, Mario e în Satul Mare, nu tare mergem la Medeș, foarte rar, mergem și astăzi, mâine, mă duc așa o dată de două ori pe săptămână când pot, știi? O aduci la tine? Vine, dar nu-i place, iară, nu, cum ce să fac în Satul Mare, că are acolo găini, are dragul mami, nu pot sta, că am zis că-i fac o telecomandă la poarta de la găini, da, ține închide găinile și să-i închide găinile și să le știi. Du-te-mă, că doar ea trebuie să le vorbească, nu ea să le dea de mâncare. Are găini, are mâță, dar nu ne putem juca, are de lucru. Foarte bine, vreau să ne bucurăm încă de puțină muzică, așa că o să-i spun colegului David. Băi, David, pregătește acolo cei mai frumos de la Petre. Lai, 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 dragă-mi ziua de vară. Lai, 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 când-i vreme e bună afară. Lai, 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 descurți numai-n chemeșuță. Lai, 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 stâneam colbu din uliță. Doamne frumos mi-au fost anii, până-am fost copilul mami. La, 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 la. Lai, 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 mulțumescu-ți, mamă, bine. Lai, 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 mult ai făcut pentru mine. Lai, 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 hir de păr să nu mă atingă. Lai, 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 gândul rău să nu mă-mpingă. Doamne frumos mi-au fost anii, până-am fost copilul mami. La, 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 la. Thank you.
lai, lai, lai. Iar fi omul ca și bradul, lai, lai, lai. Verde ar fi întât anul, lai, lai, lai. Da, omul îi frunză în vânt, lai, lai, lai. Anii zboară rând pe rând, Doamne frumos mi-au fost anii. Până am fost copilul mamii, la 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 la. Lai, 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 pe la tâmple m-o prins bruma, lai, lai, lai. Pruncii mei îs mari acum, lai, lai, lai. Ce-i frumos repede trece, lai, lai, lai. Și din lume mi-ți petrece, Doamne frumos mi-au fost anii. Până am fost copilul mamii, la 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 la. De ceilalți nu-mi pare rău. Am fost om la locul meu, măi, la 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 la. Fă-mă, Doamne, fă-mă, Doamne, tot ce-ți place. Numai om rău, numai om rău nu mă face. Omul rău și, omul rău și de nimnică. Lume re, mușcă mâna ce-i dăptită, omenia e urâtă. Omul rău și, omul rău și de nimnică. Lume re, mușcă mâna ce-i dăptită, omenia e urâtă. Fă-mă, Doamne, tă ce-ți place. Numai om rău nu mă face. Nu-mi dau cinstea, nu-mi dau cinstea pe rușine. Nici nu îți da, nici nu îți dator la nimeni. Nu îți sluga, nu îți sluga satului. Lumere, nici n-am ni la oarecui, ca și puii cucului. Nu îți sluga, nu îți sluga satului. Lumere, nici n-am ni la oarecui, ca și puii cucului. Nu-mi dau cinstea pe rușine, dar nici nu-ți dă tot la nimeni. Fă-mă, Doamne, fă-mă, Doamne, de să poate. De dușmani, da, de dușmani să nu am parte. Că de-i prindând, că de-i prindând mâna mea, măi, lumere, nu mă apăre ciorbe, atunci când eu o-i vrem, măi. Că de-i prindând, că de-i prindând mâna mea, măi, lumere, nu mă apăre ciorbe, atunci când eu o-i vrem, măi. Fă-mă, Doamne, de să poate, de dușmani să nu am parte. Te rog, Doamne, te rog, dă-mi chită pe masă. Și ce-i șepte, și ce-i șepte am de acasă. Să-mi știu lungul, să-mi știu lungul nasului. Lumere, să nu fac rău nimănui, nici umbră pământului. Să-mi știu lungul, să-mi știu lungul nasului. Lumere, să nu fac rău nimănui, nici umbră pământului. Fac rău nimănui, nici umbră pământului. Eu iubim să înfloresc, eu-i trăi să încărunțesc.
duc în sat acasă, inima în mine-i arsă, inima în mine-i arsă dor. Când mă duc în sat acasă, inima în mine-i arsă, inima în mine-i arsă dor. Drumul-i rău, valei săcată, și cărarei astupată, și cărarei astupată dor. Puntea de-a ta-i putrăzită, casa noastră-i părăsită, casa noastră-i părăsită dor. Inima-mi din lăcrămată, nu-i nimic ca altă dată, nu-i nimic ca altă dată dor. Inima-mi din lăcrămată, nu-i nimic ca altă dată, nu-i nimic ca altă dată dor. La căsuța noastră în curte, buruieni și frunză multe, buruieni și frunză multe dor. Cum pănadii la fântână, o rupt vântul că-i bătrână, o rupt vântul că-i bătrână dor. Și mărul cel mare, s-o usca de supărare, s-o usca de supărare dor. Prunii și mărul cel mare, s-o usca de supărare, s-o usca de supărare dor. Poarta stă să înhâie, grajdu-i gol, șurai pustâie, grajdu-i gol, șurai pustâie dor. Lutu s-o crăpat pe vatră, niciun câine nu mai latră, niciun câine nu mai latră dor. Prunii și mărul cel mare, s-o uscat de supărare, s-o uscat de supărare dor. Inima-mi lăcrămată, s-o dus tot ce-o fost odată, s-o dus tot ce-o fost odată dor. Sărbătorile vin, vine, în coptic, iani, astăzi e 3 decembrie și peste două zile vine moșul, deci ai fost cu minte, primești cadouri. Da, v-am zis, pentru că noi, așa în bugetul în... de da. Atâta vine moșul și acum nu suntem hotărâți ce și cum, dar... Dar nu-i nimic, auzi... Să vezi în ultima zi cum umbla disperat, spântece da. Magazinile, da, da. Nu știu ce no, să... Mai nu se comandă. Eu nu știu de ce, nu am comandat, nu comand foarte des. Tu ești genul ăla, ai rămas pe tradiție, mâna, să pui mâna, da, să noi bun, ce. Da. Mă tăpăsesc, băi, am cumpărat niște Adidas, vezi că eu nu, dacă nu-mi place cum, dacă nu da. Mă simt eu bine, da. Nu eu. Da, trimis, da, eu trimis înapoi tata, zice Iulia, știi, lasă-mă Iulia, nu mă te pune pe mine să cu cutiile.
Apropo, vorbind tot așa de copii, Mario el studiază muzică clasică. Face clasică la chitară, la face chitară, cor, da. Și face pian cu domn profesor Florea, pian secundar. Da. Și face cor cu doamna dirigintă Oltea. Cu doamna Oltea, da, că el e în clasă cu Davis, da. Da, cu toată echipa, cu Petrișor. Da. Muzicanți, toți, da, acolo toți sunt chită, ei sunt independenți, câștigă, da, ești, câștigă banii lor. Câștigă banii lor, ce crezi? Nu? Mario și salariul. La asta mă gândeam, el face parte și dintr-un band. Da, trupa lui de, da. De cover. Da, să știi că noi chiar am făcut, chiar am văzut luna trecută, am avut un, nu, la început de septembrie mi se pare, am avut un articol în gazeta despre trupă. Copii, da. Da. Madness Avenue se numește, da, trupa. Pentru că vocalista e colegă de clasă cu fiica mea. Da, și am zis către Maia, zic, măi Maia, hai povestește-mi un pic mai despre trupa asta. Culme ar fi să nu-i promovăm. Tu știi că tot timpul mi-a plăcut să... Da. Și chiar am zis la Răzvan, zic, uite-te pe... zic, uite-l pe Mario, pe băiatul lui Petrică. Îi place mult și încerc să-l educ cât mai mult să fie cât mai muncitor. Pentru că acum se leagă pe ei muzica. Că peste 10 ani nu mai așa de asta. Dar acum, dacă ei merg la repetiții și acum s-ar merg la repetiții, ei merg la repetiție, asta înseamnă că e unit grupul, da. Se, unii au greșit, mai se întorc înapoi, mai cânt odată și atunci ei se învață. I-am dat studioul meu, scule, tot ce există, știam, tot ce există, tot ce le trebuia, sucuri, apă, tot ce vreți aveți acolo, învățați. Numai să repetați, să vă simțiți, da, bine, scule, da, microfoane, baterii, tot, n-au nimic, numai să iei și să cânte. Atât au ei de făcut. Și să... stativ la clapă și cablu, da, și tot. Stau și mă gândesc că totuși nu e un lucru ușor pentru Mario, pentru că el studiază muzica clasică la școală, da, vorbim de instrumente, cele două instrumente, pianul și chitara. Chitara e de bază, e principal. Da, chitară principal. Pian secundar, da, după care are, face și cor. Pe lângă celelalte materii, pentru că el are și teorie și solfegii. Acolo, și... ala e baza, teoria și solfegii. Alea, și după aia vine și cântă cu mine populară, așa, și ușoară ce cântăm noi. Cu trupa noi, rock, cover-uri. Cover-uri, da. Și au materiile de bază, limba română, deci asta e ultimul an de matematică. Merge de la 8 la școală și vine la 5 până seara. Mai deci e adevărat că e foarte așa greu. E și la noi. Deci... e foarte greu, normal, la toată lumea, nu mai înțeleg, băi copile, dar tu ce un cuiată și acolo. Da. Tata, dar până la 5 am avut. Dar cum, doamne, până la, da, 5? Că, da, e ruptă dacă stau până la 5. Da. Să... așa e majoritatea. Sunt la o școală cu profil. Una dintre... eu sper să nu regret. Cred că nici tu nu regreți. Nu, deloc. O deloc. Școală cu profil, da, eu zic că poate să... a tău e pe muzică, a mele pe pictură, amândouă pe design și așa mai departe. Petrică, ție-ți vine să crezi că noi trebuie să ne luăm la revedere de la telespectatori. Așa de bine m-am simțit, da, cu voi, oameni dragi. Mulțumesc că ne-ai adus Chită. Să știți că ne-a adus Petrică Chită și eu i-am adus Chită de casă, dar... și zic, tai, o feliază, e feliată. Zic, da, zic că ți-am dat sarmale. Mulțumesc. Mulțumesc. În speranța că v-ați simțit bine alături de mine, alături de Petrică. Petrică, gânduri bune. Și să ne vedem tot așa. Așa. Să ne vedem tot ne vedem așa. De Crăciun. Să ne vedem la colindat. Ne colindăm. Ne colindăm, promit, să ne vedem la colindat, oriunde ar fi și cum ar fi, nu contează, că eu știu că nu se pune problema. Așa. Dacă pot. Singura mea problemă se spun din timp. Când? Joi. Scrie, da, gata. Așa. Și când m-ai sunat acum, cântam. Nu știu, scrie. Dar mi-a zis, zice, scuză-mă, nu scriu bine. Îți mulțumesc tare mult, Petrică. Așa cum am mai spus mai înainte, prieten, coleg, un exemplu pentru noi. În speranța că v-ați simțit la fel de bine cum am simțit eu în compania colegului nostru, colaboratorului Petrică Mureșan. Eu vă invit să-l urmăriți și pe Facebook, și pe TikTok, și pe Instagram. Dar cum zice el, haideți la spectacole. Unde vedeți că-i cap de afiș Petrică Mureșan? Nu numai, oricine ar fi. Pentru că ne educăm încet. Așa. Chiar dacă, v-am zis, nu contează holograf, Hrușcă sau oricine. Oricine ar fi, trebuie să mergeți, spectacol. E important să vă mișcați un pic, o să vă placă, credeți-mă. Seara aia o să fie cu totul altceva față de rutina în care în fiecare zi mergi acasă, mănânci, te culci, mergi acasă. Nu, dacă ești, pui o haină curată, păi, da, ai mers, hai să mă duc să vedem ce se întâmplă. Credeți-mă, vă rog din suflet, teatru, filarmonică, orice considerați că vă face cu ochii și v-ar place un pic, mergeți, o să mă pomeniți. Așa. Noi o să pomenim această întâlnire. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă dorim din suflet să aveți parte de o noapte liniștită. Ne vedem la Dimineața Populară mâine dimineață. La revedere!
să-mi ascuți lume multă, la toți care mă ascultă, când e cu și voia bună. Când e cu și voia bună, ne-o adus iar împreună, hai române și petrece. Hai române și petrece, tu nu vezi că viața trece. Cine la rău se gândește, tot până cazuri pășește, dar cine cântă cu mine, dar cine cântă cu mine, rău de el nu se ține. Hai române și petrece, hai române și petrece, tu nu vezi că viața trece. Trece un rău și altul vine, dar-ntă trău îi și-o-n bine. Dă-le încolo vremuri grele, dă-le încolo vremuri grele și nu te lăsa la ele. Hai române și petrece, hai române și petrece, tu nu vezi că viața trece. Faină lume adunată, mulți-mi ascuți încă o dată. Eu-mi trăi și neahi bine, eu-mi trăi și neahi bine, viți mai veseli cu mine. Hai române și petrece, hai române și petrece, tu nu vezi că viața trece. Hai române și petrece, până poți lucra cât zece. Eu-mi trăi și neahi bine, fiți mai veseli cu mine. Astăzi vorbesc cu mine în oglindă, despre trecut și despre viața mea. Și-aș vrea ca timpul să se mai întindă, din ce am greșit să mai repar ceva. Dar cum să mai repar acum trecutul, când el a dispărut din drumul meu? Și doar 60 de secunde are minutul, și eu de când mă știu așa sunt eu. Câteodată râd, câteodată plâng, câteodată am sau n-am niciun gând. Câteodată plec, doar ca să mă întorc, câteodată fug de prea mult noroc. Câteodată spun, câteodată tac, câteodată n-am chef nimic să fac. Câteodată nu știu care-i rostul meu și cred că sunt altul, dar mereu sunt eu. Eu n-am ce face, vremea asta trece, e ca o frunză legănată în vânt. Sunt clipe care nu aș vrea să plece, și clipe care aș vrea ca să le uit. Chiar dacă vremea asta iute zboară, nu se întoarce, are un singur drum. De-ar fi să mai trăiesc a doua oară, eu aș trăi la fel ca și acum. Câteodată râd,
Câteodată plâng, câteodată am sau n-am niciun gând. Câteodată plec, doar ca să mă-ntorc. Câteodată fug de prea mult noroc. Câteodată spun, câteodată tac. Câteodată n-am chef nimic să fac. Câteodată nu știu care-i rostul meu și cred că sunt altul, dar mereu sunt eu. Câteodată râd, câteodată plâng. Câteodată am sau n-am niciun gând. Câteodată plec, doar ca să mă-ntorc. Câteodată fug de prea mult noroc. Câteodată spun, câteodată tac. Câteodată n-am chef nimic să fac. Câteodată nu știu care-i rostul meu și cred că sunt altul, dar mereu sunt eu. Eram micuț, coale-n legănuț, maica îmi zicea puiuț. Azi măicuța-i cu nepoți și pe lângă ea-s toți. Când eram micuț, coale-n legănuț, maica îmi zicea puiuț. Azi măicuța-i cu nepoți și pe lângă ea-s toți. Așa-i viața omului, scară sfântă ce o sui. E când te-ai născut, până ce-ai crescut, așa-i Dumnezeu o vrut. Așa-i viața omului, scară sfântă ce o sui. E când te-ai născut, până ce-ai crescut, așa-i Dumnezeu o vrut. Trecut, multe mi-am făcut, prunci mândri mi-au crescut. Am trudit și m-am zbătut, să aibă că eu n-am avut. Anii au trecut, multe mi-am făcut, prunci mândri mi-au crescut. Am trudit și m-am zbătut, să aibă că eu n-am avut. Așa-i viața omului, scară sfântă ce o sui. E când te-ai născut, până ce-ai crescut, așa-i Dumnezeu o vrut. Așa-i viața omului, scară sfântă ce o sui. E când te-ai născut, până ce-ai crescut, așa-i Dumnezeu o vrut.
Când o-i îmbătrâni, viața mi-o-i privi, cerului o-i mulțumi. Doamne, oare am meritat cât e viață mi le-ai dat? Când o-i îmbătrâni, viața mi-o-i privi, cerului o-i mulțumi. Doamne, oare am meritat cât e viață mi le-ai dat? Așa-i viața omului, scară sfântă ce o sui. E când te-ai născut până ce-ai crescut, așa Dumnezeu o vrut. Așa-i viața omului, scară sfântă ce o sui. Câte ori mai veni și câte au fost, tăte au pe lume rost. Danțoaie sta la juca, cât ar mai ține lumea, mă la la la. Cam o mândră ca o floare, de zici că-i ruptă din soare. Danțoaie sta la juca, cât ar mai ține lumea. Cam o mândră ca o floare, de zici că-i ruptă din soare. Hai, mândruță, să te joc, astăzi poti cu noroc, mă la la la. Tu să-mi dai, tu să-mi dai și un sărutat, și să-mi zici că l-a furat, mă la la la. Hai, mândruță, să te joc, că-mi e greu asta pe loc, mă la la la. Și de mult mă tot gândesc cum să fac să te învârtesc, măi. Hai, mândruță, să te joc, că-mi e greu asta pe loc. Și de mult mă tot gândesc cum să fac să te învârtesc, măi. Hai, mândruță, să te joc, astăzi poti cu noroc, mă la la la. Tu să-mi dai, tu să-mi dai și un sărutat, și să-mi zici că l-a furat, mă la la la. Juca și mă țin bine, tu joci aspru lângă mine, la la la. Și ei umbla mult în lume, greu găsești fecior ca mine. Știu juca și mă țin bine, tu joci aspru lângă mine. Și ei umbla mult în lume, greu găsești fecior ca mine. Hai, mândruță, să te joc, astăzi poti cu noroc, mă la la la. Tu să-mi dai, tu să-mi dai și un sărutat, și să-mi zici că l-a furat, mă la la la. Hai, mândruță, hai, mândruță, să te joc, astăzi poti cu noroc, mă la la la. Tu să-mi dai, tu să-mi dai și un sărutat, și să-mi zici că l-a furat, mă la la la. M-am uitat în jos și în sus, fete ca pe la noi nu-s, măi. Mulți feciori să uită încoace și vin la noi să le joace. M-am uitat în jos și în sus, fete ca pe la noi nu-s, măi. Mulți feciori să uită încoace și vin la noi să le joace. Îs ca florile sub soare, fetile din satul mare. Ca trei flori de sânzâiene, îți mândrile sunt mărenie. Îți cotașiți mai vre voi, să aveți fete ca și noi. Când s-adună două, trei, hop, feciorii vin și ei, măi.
și-apoi fac conturi de-a lor, să le placă fetelor, măi. Când s-adună două, trei, hop, feciorii vin și ei, măi. Și-apoi fac conturi de-a lor, să le placă fetelor, măi. Când fetile merg acasă, cu gura căscată-i lasă și se uită cu amar ca mățula călindar, mă. Am tăt zis și am tăt spus, fete ca păra noi nu-s. Au și dragoste și dor când le place vreun fecior. Știu să aleagă, nu-i greu, și să mărită când vreau, mă. Au și dragoste și dor când le place vreun fecior. Știu să aleagă, nu-i greu, și să mărită când vreau, mă. Trăiesc viața cum le place, oamenii n-au ce le face, iar în țară nimeni n-are fete ca și în satul mare. Ori pe unde aș fi trecut, fete ca aici n-am văzut. De nu vreți să ne credeți, haideți la noi și vedeți. Ăsta-i joc ce mândral știe, la 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 la. Și tare-mi place și mie, la 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 la. Nimeni nu știe jucam, la 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 la. Cum joc eu cu mândra mea, la 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 la. Când te-nvârzi de două ori, la 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 la. Chiar țuca pe ochișorii, la 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 la. Și când joci în dreapta mea, la 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 la. Și gurița ți-aș țuca, la 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 la. Și-mi place, la 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 la. E cu ochiul drept în face, la 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 la. M-am focat și nu știu ce, la 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 la. Ceată ramuri polile, la 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 la. Când îmi zice ceată ra, la 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 la. Piciorile mi-ar juca, la 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 la. Și pe mândra când o văd, la 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 la. Așa joc, e fac prăpăd, la 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 la. Mi-s mândră ochii tăi, la 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 la. Neagră-i noaptea fără ei, la 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 la. Iară-mi ești nocelul tău, la 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 la. L-aș strânge în brață mereu, la 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 la. Ia-mi, Doamne, ce-mi lua, la 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 la. Nu mă las-o pe mândra, la 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 la. Că-mi-n viață bucurie, la 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 la. Așa cum îmi place mie, la 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 la. Hai, mândruță, să te joc, pasul mână să te întorc. Mândră de la ochii tăi, iar beau prea inimii ei, mă. Dar păi de le-ai da și o gură, nu s-ar mai trezi o lună. A
așa arde lenii mei. Te poți dizui pe ei. De mândre lucru și joc, zău că nu se tem deloc. Nici de-o iagă cu pălincă, niciodată nu-i frică. Mândră de la ochii tăi, iară beau pretinii mei. Mândră ești și poftim faci, măi, ai băgat feciorii în draci, măi. Nu știu zău cine te ține, cum poate griji de tine. Așez arde lenii mei, te poți dizui pe ei. De mândre lucru și joc, zău că nu se tem deloc. Nici de-o iagă cu pălincă, niciodată nu-i frică. Mândrești și poftim faci, ai băgat feciorii în dragi. Mândra mea frumoasă ești, mințile mi le sucești. Când dreptul inimii ți s-o desfăcut bundii. Așez arde lenii mei, te poți dizui pe ei. De mândre lucru și joc, zău că nu se tem deloc. Nici de-o iagă cu pălincă, niciodată nu-i frică. Vai, da bine te învârtești, mințele mi le sucești. Când dreptul inimii ți s-o desfăcut bundii. Sfânt lucru din lume, până-n ceasul ce-i muri, să dai viață, să pui nume, să trudești pentru copii. Care-i rostul de când mama l-a născut? Care-i vrerea cerului? De la tine om de lut. Cel mai sfânt lucru din lume, până-n ceasul ce-i muri, să dai viață, să pui nume, să trudești pentru copii. Aibă prunci casa lor, să trăiască un pic mai bine decât mine tata lor. Cel mai sfânt lucru din lume, până-n ceasul ce-i muri, să dai viață, să pui nume, să trudești pentru copii. Ce fac pe astă lume, fac pentru copiii mei. De fac rele, de fac bune, o să mă judece ei. Cel mai sfânt lucru din lume, până
în ceasul ce-i muri. Să dai viață, să pui nume, să trudești pentru copii. Cel mai sfânt lucru din lume, până în ceasul ce-i muri. Să dai viață, să pui nume, să trudești pentru copii.